Domnul Raicu, ați mers la protest. Vrând nevrând, ați fost nevoiți să faceți publice aceste nemulțumiri ale dumneavoastră. Ați căutat calea dialogului. Înțeleg că n-a fost posibil de prima dată, dar a doua oară s-a dovedit a fi cu succes. Memoria este mult mai amplu. Noi am în cuprinsul lui sunt măsurile care noi le cerem din aprilie, respectiv măsuri fiscale, măsuri de piață, lanțul scurt, cum dumneavoastră a spus. Din păcate, după întâlnirea cu primul ministru, care ne-a spus foarte franc că nu se vor deschide piețele alimentare închise, domnul Oru spunându-ne de câteva ori că de fapt sunt numai 21 sau 27 de piețe care sunt închise, dar nu s-a... Ați argumentat domnia sa de ce nu deschide aceste piețe? Că presupun că aveți o explicație. Argumentul fiind acela generat de contextul pandemiei COVID, una dintre explicații fiind aceea că potrivit informațiilor pe care le dețin și nu a datelor, a informațiilor, o mare parte din cetățenii care s-au infectat s-au infectat în piețele agroalimentare. La fel de adevărat este faptul că nu ne-a spus să aibă date în concret sau o statistică, ci comitetul de urgență care se ocupă de gestionarea pandemiei ar fi avut aceste informații de la direcțiile de sănătate publică pe care ele fac ancheta epidemiologică. Deci nimic în concret. Noi am reproșat faptul că de fapt proasta administrare a piețelor agroalimentare în sensul nerespectării regulilor impuse de către cei care le au în administrare, fie că sunt publice sau private, nu ni se pare corect ca fermierii, producătorii agricoli să deconteze acest lucru. L-am întrebat de asemenea ce se va întâmpla în decembrie, în ianuarie, în februarie, deja vremea este urâtă. Nu știm și am întrebat piețele volante dacă ele sunt autorizate din punct de vedere sanitar veterinar, pentru că nu poți să faci o piață oricum.